FC Auto Bergamo Deva, după un sezon mai mult dezamăgitor, promite o revenire în forță în futsalul autohton. Prezent în emisiunea Super Dimineața, difuzată de 1 TV, Dorin Popa, președintele clubului devean, a anunțat primele transferuri făcute de Auto Bergamo, precum și intenția ca în sezonul viitor să se cucerească noi trofee. Din cauza pandemiei de coronavirus, sezonul de futsal a fost suspendat. Reprezentanta României în competiția europeană Intercluburi, urmând a fi desemnată după un meci de baraj între Imperial Miercurea Ciuc și United Galați. Auto Bergamo Deva, o obișnuită a locurilor fruntașe, a avut, cu un lot neexperimentat, un sezon mai modest, calificându-se doar în Final Four din Cupa României, însă competiția a fost anulată. Devenii se gândesc la noul sezon și odată cu alocarea de sprijin financiar din partea primăriei pe legea 350, se pregătesc de cucerirea de noi trofee. Anul acesta care vine, sperăm că ne va permite situația socială, medicală, ce se întâmplă în lume în ziua de astăzi, să facem din nou treburi bune, să ajungem acolo sus unde ne place să fim și să luăm trofee. Bineînțeles, asta a fost foarte important pentru noi, modul de a ne sprijini din partea primăriei pe legea 350, de apreciat efortul și gândirea Consiliului Local Deva și a domnului primar Oancea pentru a continua finanțările sportului pe legea 350 și a nu anula această finanțare, pentru că atunci era o problemă mare, nu numai pentru clubul nostru, dar pentru tot sportul devian. Laudabilă inițiativa și foarte bine, pentru că trebuie să existe și viață, trebuie să existe și sport, trebuie să continue și investițiile în oraș și tot. Deci trebuie să trăim, acum indiferent ce se întâmplă. Din lotul vechi au mai rămas portarul veteran Vlad Iancu, acesta urmând a fi și antrenor secund, și tinerii jucători localnici Mihnea Toader, Bogdan Pieptea, Andrei Grosu și Sergiu Gavrilă. Pe partea tehnică se va merge pe varianta de antrenor-jucător, care a mai dat roade la Deva, acest post urmând a fi ocupat de Dentinho, un brazilian cu CV impresionant. A fost problema prima dată să vedem ce facem la banca tehnică. Am pochetat cu mai multe soluții, până la urmă am ajuns la un acord cu un jucător cu un palmares extraordinar și la sfârșit de carieră. Am mers spre ideea de jucător-antrenor din mai multe motive. Una, să ne trebuie și am avut succes cu acest produs, cum ar veni pe piață, fiind Lupu jucător-antrenor, fiind Ignat Florin antrenor-jucător și a mers bine la club așa. Bineînțeles, și latura economică contează, când dintr-un foc ai și un antrenor și un jucător care îți joacă. Și acest Dentinho, brazilianul acesta, are o experiență extraordinară și a jucat la cluburi imense, ca Benfica, Cairat și în Cehia la Crudin. Dorin Popa a mai anunțat că la Auto Bergamo a mai venit un brazilian tânăr, fiul celebrului Cacao, și că va continua campania de transferări, urmând a mai fi aduși atât jucători români cât și încă doi străini. Al doilea transfer pe care l-am făcut e tot un brazilian, e un jucător, dar mai tânăr, dar un jucător foarte, foarte talentat, e fiul lui Cacao, deci Ricardinho, foarte bun, are 21 de ani, tot în Cehia a jucat la Crudin ultima dată, am înțeles, și sau în Slovacia, nu mai țin minte exact, unde a fost parcă golgheter campionatului. Sunt primii pași făcuți. Va trebui să mai facem transferuri, ne mai trebuie și români cu experiență, încă cel puțin două nume, doi români cu experiență, și să completăm lotul de stranieri. Avem voie cu 4 jucători străini în sezonul viitor. FC Auto Bergamo Deva a câștigat pe plan intern toate trofeele puse în joc și este echipa din România cu cele mai bune rezultate din UEFA Futsal Cup.